Andrada Lorena, vă prezintă știrile Info Capital. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Accident mortal pe DN66 la ieșire din comuna Pui. Se deschide Aqualand. Ziua eroilor la Colegiul Economic Hermes Petroșani. Ziua eroilor Petroșani. Cel mai mare campion la înot, Avram Iancu, vrea să bată recordul la balaton. Iar la final, datele meteo. Un bărbat de 59 de ani din Petrila, a fost șef al minei Lonea, a murit în urma accidentului produs ieri la ieșirea din Pui. Florin Stan venea dinspre Hațe către Petroșani, iar la ieșire din comună a intrat în plin într-un tir încărcat cu lemn. Impactul a fost devastator, iar bărbatul din autoturism a murit pe loc. Din primele cercetări, se pare că un bărbat care conducea un autoturism din direcția Hațeg-Petroșani ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în impact frontal cu un autocamion ce circula din direcția opusă și era condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani din județul Caraș-Severin. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului autoturismului și rănirea conducătorului autocamionului. A informat IPJ Hunedoara. După ce pandemia l-a ținut departe de comunitate fiind scos din circuitul public în baza reglementărilor în vigoare, complexul Aqualand își deschide porțile începând de mâine. În continuare, este nevoie să fie respectate normele sanitare impuse de autorități, dar iubitorii de bălăceală au liber la distracție. Ne așteptăm clienții cu mici îmbunătățiri în sensul în care în acest interval în care complexul a fost închis pentru public am reușit să schimbăm sistemul de la intrare și vestiarele. Erau învechite și cu probleme, dându-le bătăi de cap din cauza că aveau grad mare de uzură. Deschiderea se va face mâine începând cu ora 9, iar tarifele de intrare sunt cele practicate și în trecut, adică elevii, copiii, studenții și pensionarii vor plăti la intrare 20 de lei, în timp ce restul vor achita câte 25 de lei. Programul de funcționare este luni în intervalul orar 14:22, iar de marți până vineri între 9 și 22. Sâmbătă și duminică este deschis între orele 10:22. Elevii Colegiului Economic Hermes Petroșani au organizat astăzi o acțiune în memoria eroilor noștri. Elevii clasei a 9B alături de profesori au organizat astăzi o acțiune în memoria zilei eroilor. Tinerii elevi au aprins câte o candelă, dar au ținut și un moment de reculegere în cinstea celor căzuți la datorie. Unul dintre participanți a fost și domnul Dorel Șchiopu, reprezentantul Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, sub filiala Petroșani. Am primit cu bucurie invitația profesorilor de la Colegiul Hermes Petroșani, a profesorilor și a elevilor, și sunt bucuros să împărtășesc cu ei astăzi semnificația zilei eroilor. Sunt bucuros din două motive, că nu trebuie să pierdem niciun prilej să vorbim despre această semnificație, despre semnificația memoriei pe care suntem datori să o păstrăm înaintașilor, și sunt bucuros și din al doilea motiv, că vorbim cu copiii, pentru că indiferent ce misiune avem noi ca asociație, noi Cultul Eroilor sau alte, chiar și profesorii, dacă nu vorbim cu copiii, dar să vorbim în sensul să și realizăm acea legătură conștientă și acel minim atașament emoțional, dacă nu vorbim cu copiii, deci vorbim cu pereții. Mai am un motiv de mare satisfacție pentru ziua de astăzi. Asociația noastră, Asociația Cultul Eroilor, cu sprijinul unor oameni patrioți, am organizat un concurs de eseuri, Memoria ca datorie, dedicat elevilor de liceu din județul Hunedoara și Gorj. Și sunt încântat de răspunsul primit, 42 de eseuri. Și este minunat să vezi că la invitația noastră, la propunerea noastră, copiii, 42 de copii au lăsat alte activități cu care se ocupă de obicei copiii de vârsta lor, unii chiar pregătirea pentru BAC pentru câteva ore, și s-au apucat să scrie. Și despre ce să scrie? Despre eroi, despre recunoștință, despre memorie, despre tradiție, despre rostul nostru, minunat! Și mai ales că, să știți că a fost nevoie să suplimentăm premiile. Au fost și foarte multe și foarte bune, foarte greu de partajat. Dacă vreți, eu am să vă dau și câteva exemple, am câteva fragmente din lucrările lor pe care mi le-am notat în mod special. Deci copiii
pot. Și este încă o dovadă că dacă tinerilor, dacă copiilor le arăți binele și frumosul și le ceri binele și frumosul cu suficientă dedicație, copiii urmează binele și frumosul. Iată, haideți să vă dau câteva exemple. Am suplimentat premiile pentru că au fost foarte multe eseuri, 42 de eseuri. Noi inițial am avut două categorii de concurs, clasa 9 și a 10 și clasa 11 și a 12. Și pentru că au fost atât de multe eseuri, am suplimentat și am împărțit clasa 9 separat, clasa 10 separat și clasa 11 a 12 separat. Am mai făcut la un premiu special, in memoriam, premiu special Gheorghe Ile, pentru că fostul primar, Dumnezeu să-l ierte, a fost președintele Asociației Culturile Eroilor Filiala Județeană Hunedoara și am instituit și un premiu special pentru în memoria sa. Să vă spun, iată dovada că avem, că e dovada că țara asta are viitor. Istoria, nu dau nume, istoria ne arată că nu este suficient să ne aducem aminte de eroi. Ei cer de la noi să avem responsabilitatea de a ne schimba în bine mentalitatea și gândirea sfântă spre renaștere, o reînnoire a sufletelor noastre, a deveni mai buni, mai cinstiți, mai muncitori, plini de înțelegere și dăruire. Iată ce noi, deci tematica concursului a fost semnificația zilei eroilor. Noi nu i-am testat câte cunoștințe de istorie au. Ce ne-a interesat pe noi, în primul rând, aceasta a fost. Ce putem face de ziua eroilor, spune o domnișoară din Gorj. Răspunsul este simplu. Dacă vrei să duci flori la monumentul local, du flori. Dacă vrei să aprinzi o lumânare, aprinde-o. Dacă vrei să înveți o poezie sau să scrii ceva în memoria celor în fața cărora ne aplecăm, nu mai sta pe gânduri. Dacă nu poți să faci nimic din cele de mai sus, măcar un gând, o trăire ce emană respect, sunt de ajuns, important e să fie din tot sufletul. Emoționant. Și iată că altă domnișoară spune, pentru eroii noștri timpul nu a fost decât o rugăciune eternă a pământului pe care și l-au sacrificat pentru patria lor, a noastră, a tuturor. Și mai dau un exemplu, se spun astăzi discursuri, se invocă lupta eroilor, se rostesc cuvinte peste cuvinte, se agită toți. Dar cred că cel mai pios omagiu l-am aduce printr-o clipă de tăcere, în care gândul să zboare către sufletele celor căzuți la datorie, o Românie întreagă să tacă pentru eroilor, pentru eroii ei. Iată dovada că acțiunea noastră a fost și necesară și, din punctul meu de vedere, și-a atins și scopul. Avram Iancu vrea să stabilească cel mai lung not după durata de timp al acestuia, actual record fiind de 67 de ore și 16 minute, deținut de Sarah Thomas din America, care s-a stabilit în anul 2017, iar Avram Iancu încearcă să înoate peste acest timp cu cel puțin un minut, dar și-a propus să înoate 3 zile și 3 nopți fără oprire, prin dubla traversare a lacului Balaton din Ungaria. Acest not va fi observat de 3 observatori oficiali, unul va fi român, unul maghiar, iar un al treilea observator își dorește să fie din partea presei românești. Antrenamentele foarte dure deja au început pentru Avram Iancu încă din luna decembrie a anului trecut, dar și 3 antrenamente mai mari și mai dure, și anume lacul Cinciș, lacul Știurț din Petroșani, dar cel mai dur fiind cel de la Timișoara în canalul Bega. Vreau să stabilesc cel mai lung not după durata de timp al acestuia. Actualul record este de 67 de ore și 16 minute, deținut de Sarah Thomas din America, stabilit în anul 2017, iar eu încerc să not peste acest timp cu cel puțin un minut, dar mi-am propus să not 3 zile și 3 nopți în continuu, prin dubla traversare a lacului Balaton din Ungaria, în lungime de 75 de kilometri, făcând o dublă traversare, voi realiza și 150 de kilometri de not. Va fi un not non-stop, deci fără oprire, după toate regulile de Marathon Swim internațional. Nu voi avea voie să ating absolut deloc barca sau caiacele și acest not va fi observat foarte atent după aceste reguli, după de 3 observatori oficiali. Unul va fi român, unul va fi maghiar, pentru că așa este fair play, jucăm la ei acasă și cel mai frumos ar fi ca și un maghiar să supervizeze notul
meu și un al treilea observator mi-aș dori tare mult să fie din partea presei românești. Cimitirul eroilor din Petroșani a fost și anul acesta plin de oficialități și de cei care au ținut să ceremonieze soldații eroi căzuți la datorie. În prezența primarului Cobriții, a marii majorități a consilierilor locali, director de instituții și reprezentanți ale acestora, șefi și reprezentanți ai poliției municipiului, poliției locale, precum ale unor cadre militare, ofițeri și subofițeri în rezervă din cadrul Asociației Cultul Eroilor Regina Maria sub filiala Petroșani, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Valea Jiului și Asociației Veteranilor de Război Valea Jiului, constituirea dispozitivului a început cu semnalul militar Atențiune. După marșul de întâmpinare a delegațiilor a urmat intonarea imnului de stat, imediat după aceea organizatorii, Primăria Municipiului Petroșani și Asociația Cultul Eroilor sub filiala Petroșani, salutând participanții. Astăzi suntem din nou împreună aici, în cimitirul eroilor, într-o zi de mare sărbătoare pentru noi toți, pentru toți românii și pentru toți creștinii. Suntem în acest cimitir unde își dorm somnul de veci acești eroi, mulți dintre ei necunoscuți, dar cu siguranță necunoscuți aici pe pământ, dar cu siguranță cunoscuți și recunoscuți în împărăția cerurilor. Acești oameni și-au dat viața pentru țară, pentru acest popor și pentru familiile lor și cu credința în Dumnezeu au plecat la luptă pentru a-și atinge și pentru a ne atinge acest vis frumos de a avea o țară numită România. Și astăzi, dacă noi putem să spunem că suntem urmașii lor, se datorează în primul rând sacrificiului pe care ei l-au făcut pentru țară. Este datoria noastră să le purtăm respectul cuvenit, să-i purtăm în suflet și să-i pomenim cel puțin o dată pe an la această sărbătoare, dar sunt convins că mulți dintre noi îi pomenim și cu alte ocazii și noi mai avem o datorie, când spun noi mă refer la cei adulți, cei care suntem vremelnic în aceste funcții și nu numai, mai avem o datorie și anume aceea de a transmite copiilor noștri aceste valori și aceste principii fundamentale fără de care nu poate să existe un popor sau o țară. La final, datele meteo. Vremea va fi în general instabilă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade. Vremea va fi în general instabilă. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe alocuri, mai ales în sud și la munte, cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină, iar mai ales în timpul ploilor vor fi intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 29 de grade, iar cele minime între 9 și 18 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile Info Capital. Eu sunt Andrada Lorena, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.